Agenția Adventistă pentru Dezvoltare, Refacere și Ajutor România, în calitate de beneficiar, împreună cu partenerii Fundației Zamolxes, Asociația Domino și Asociația Centrul Metropolitan de Resurse Umane, a organizat astăzi conferința regională de informare a proiectului Up to Start în sala de spectacole a Casei de Cultură Ine Roman din Megidia. Evenimentul este un bun prilej pentru cei interesați să se înscrie la selecția în urma căreia vor putea beneficia de cursuri gratuite de management și dezvoltarea competențelor antreprenoriale. Ulterior, având ocazia de a primi finanțare de până la 37.000 de euro pentru proiectul de afacere. Ce e bine de știu? În primul rând să fiți domiciliați și să aveți reședința în regiunea Sud-Est și să vă doriți să demarați o afacere. Acea idee să prindă contur. Și vă spuneam, chiar dacă acum nu aveți neapărat o idee, în cadrul cursului de competențe antreprenoriale va fi prezentat și studiul referitor la mediul antreprenorial și acolo vă veți vedea ce nevoi are orașul. Nu puteți să înființați o afacere în domeniul acvaculturii, pescuitului, producției primare de produse agricole, transformării și comercializării acestor produse agricole. Cum spuneam încă de la început, non-agricole. Valoarea maximă a finanțării este de 133.000 de lei, 133.755 de lei, aproximativ 30.000 de euro per afacere. Obiectivul general al proiectului constă în creșterea ocupării prin sprijinirea antreprenoriatului și îmbunătățirea competențelor antreprenoriale la nivel regional ca factor pentru încurajarea dezvoltării de noi afaceri în regiunea de sud-est. Încurajăm afacerile care promovează, dar nu trebuie să aibă neapărat același cod, acest cod ca el, dar afacerile care promovează sprijinirea tranziției către economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și eficiență din punct de vedere al utilizării resurselor. De exemplu, dacă o să vă faceți o firmă de închiriat biciclete, da? Atunci va desprimi un punctaj suplimentar. Avem atâtea platforme pe care putem să le folosim, fie că realizăm aplicații sau softuri, dar atâta timp cât folosim o platformă online, da, pentru vânzarea produselor noastre care le produce, nu neapărat că facem comerț, da, dar ne promovăm printr-o platformă online, înseamnă că noi îmbunătățim accesibilitatea tică. Așa e prescurtă tehnologia informației și comunicației. Se pot înscrie în acest proiect persoanele cu vârsta de peste 18 ani care doresc să inițieze o afacere independentă non-agricolă în zona urbană a regiunii de sud-est, cu domiciliul sau reședința în regiunea de sud-est în mediul urban sau rural, studenți, masteranți, doctoranți, șomeri, angajați sau întreprinzători. Proiectul nu se adresează categoriei de tineri cu vârsta între 16 și 24 de ani, care nu învață și nu lucrează.